Drumul, băieți și fete, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, la o nouă provocare, mai bine zis, pe Minecraft, o nouă miniserie, sper eu. Despre ce este vorba în acest episod? Nu trebuie să sărim, n-avem voie să sărim absolut deloc. Deci n-avem voie să folosim space-ul și să supraviețuim o noapte, cam asta ar fi challenge-ul. Două secunde să ridic puțin microfonul, sper că nu s-a auzit urât, doar sper. Și hai să ne punem pe treabă, deci fără sărit. O să fie puțin ca în greu, dar hai să ne scurcăm. O zi și o noapte, adică gen, nu știu, 10-15 minute sau vedem. Vedem dacă reușesc să fac rost de iron, să fac rost din pață. Da, în primul rând avem nevoie de foarte mult lemn. Foarte mult lemn. Ca să reușim să urcăm blocuri fără să sărim, gen, facem scări și așa mai departe. Deci, da, o să fie o durere. O să fie o durere, dar trebuie să ne adaptăm și să încercăm. Și dacă vreți să, nu știu, să-mi spuneți provocări, să încerc să le îndeplinesc, lăsați-le în secțiunea de comentarii, iar eu le voi alege pe cele mai interesante. Nu știu, orice o vine prin cap, dar gen provocări de astea care se pot și realiza. Adică nu să, nu știu, să bat dragonul fără cu pumnul sau chestii de genul, nu. Deși pot să-l bas cu patul și așa mai departe, dar nu. Nu, chestii de genul, nu știu. Cum e aceasta, cum... Vedeți voi, voi știți mai bine, probabil. Eu mi se încep cu ceva un pic, poate mai greu. Sau ușor, nici nu știu cum să zic. E aiurea oricum, vedeți și voi că trebuie să ne deplasăm în felul următor. Adică, da, fără să sărim. Și eu... Cum aș putea să ajung în alte părți? N-aș putea să ajung în alte părți. Din păcate, din câte văd, avem savana, aici e deșert și da, aparent chiar avem nevoie de un crafting table. Ce aș încerca eu, cred că aș ieși puțin mai convenabil dacă aș băga niște scări. Cred. Nu sunt sigur, hai să vedem. Hai să vedem dacă e așa cum zic eu sau nu e. Și între timp să facem și un topor, că o să ne folosească puțin mai mult decât pumnul. O să meargă mai ok decât pumnul. Sau fac un pickaxe prima oară și cred că e mai ok, facem un pickaxe după, intrăm cumva într-o mină ceva și luăm gen cobblestone sau ceva. Bun, dacă pun eu asta aici. Oh, lux. Și o pot lua înapoi? Fără să sărim. Ia hai să vedem. Oh, perfect, bă, băieți și fete. Bun. Am descoperit cum putem pentru început să reușim să urcăm fără să sărim. Ok, e enervant, e foarte, foarte enervant, dar mi s-a părut în același timp interesant, așa că am spus, hai să încercăm. Și uite, dacă vă place această idee și această serie, să lăsați și voi un like acolo. Vedem câte like-uri putem strânge la această nouă miniserie. Miniserie probabil că o să fie. Nu promit că va fi o serie întreagă sau o serie ce va dura pe mai multe episoade. Nu știu, vedem cum o postăm, vedem gen ce idei primim de la voi pentru provocări și da. Până atunci, hai să trecem în continuare la treabă și să sperăm. N-am sărit, ok? Chiar n-am sărit, adică gen am picat de acolo, eu space n-am apăsat. Ok, bun. Mergem în continuare. Așa, ușor. Și, da. În caz că vă întrebați cum se numește shader-ul se numește Sildrus și așa mai departe. Gen, la default, eu l-am găsit pe varianta de 1v1.06, dar poate îl găsiți și pe altă variantă. Nu schimbă prea multe, schimbă doar oarecum umbra, lumină și așa mai departe. În sensul că... Da, texturi nu prea, mai mișcă el un pic acolo niște frunze după cum puteți vedea și iarba, dar în rest frame-urile sunt foarte bune, ați văzut și voi 100 și e un shader mai slăbuț și îmi place la el că nu schimbă mult, adică nu e exagerat cum e Sildrus-ul sau așa mai departe și am spus să încerc cel puțin pe această miniserie să jucăm cu și acest shader. Bun. În caz că din greșeală voi... apăsați space, voi încheia videoclipul, pentru că na, nu-i frumos, am zis fără space. Bun, aici aparent trebuie să coborâm, adică vreau să coborâm să fac rost. Uite, avem iron aici, pentru început avem iron, ceea ce este foarte, dar foarte bine. Ah, ok, am un pickaxe. Vreau să fac un pickaxe, dar eu am deja un pickaxe.
De ce am spus că e foarte bine că avem Iron? Deoarece putem supraviețui o noapte. Adică sper să găsesc, sper că aici să existe două bucăți de Iron pentru a-mi face un... Ok, există mai mult. Pentru a face o foarfecă, ca să iau lână. Ca să putem supraviețui o noapte. Gen, s-o dormim. E clar că o dormim, că dacă ne fugăresc zombie... Mamă, ce prostie era să fac aici, era să apăs space. Era să apăs space, măi. Măi, băi, și fete, era să apăs space și nu era bine. Una, am rămas fără scară, din păcate. Hai să mai bag niște bețe aici și... De fapt, hai să deschid cartea asta. Cartea asta e foarte utilă. Face mai multe scări. Bun. Ok. O să vreau... De fapt, ce să vreau eu, că mai am nevoie să minez până să vreau ceva. Mai am nevoie să minez. Ok. Pentru un furnace am 12, băgăm și furnace-ul. Cred că ar fi ok, deoarece avem foarte mare nevoie de lemn. Ar fi ok să facem și un X. Bun, nu știu unde te-aș pune. Te-aș pune aici, da, ok. Pentru început e bine. Am nevoie de două bucăți. Asta înseamnă, oricum trebuie să-l transform, de fapt. Și, da. Bun, hai să luăm crafting table-ul, îl furăm. Deci două bucăți am nevoie, hai. Rapid, două bucăți. Două bucăți și mai rămân două. Aia, de fapt, alea ar fi pentru o sabie. Da, mă cam bulbui puțin, deoarece se întâmplă să înregistrez la ore de astea mai târzii, mai de noapte, așa cum, spre exemplu, acum este 2:30, gen dimineața. Și, na. Hai să nu vă las fără episod și totuși să postez ceva. Așa că, iată-ne aici, la această nouă miniserie. Sper să vă placă și probabil că o să începem cât de curând și seria de Minecraft modat pe care am reînceput-o pe livestream-uri. Probabil că o să postăm și episoade. Bun, aparent nu o să mai dureze mult și o să se întunece pe aici și nu vrem. Ok. Bun. Nu, mă gândeam dacă am sărit, dar n-am sărit până acum. Din câte mi-aduc eu aminte, n-am sărit. Și ok dacă n-am sărit, că ăsta e challenge-ul, nu sări raton. Ăla e biscu. Se mai aude și el, dați un like pentru el, dacă nu pentru mine, și haideți să continuăm. Punem câte o scară și urcăm. Aici o să fie un pic mai aiurea, că eu de obicei sar când omor vacile, gen să le dau one hit. Dar cu... da. Păi, și deja am consumat câte 8 scări, că aveam 17. Mai am 9, am consumat 8 scări, sunteți nebuni? Nu, nu-i bine. Opa. Dar apare nu chiar atât de greu dacă faci schema asta cu scara și... Nu-i foarte, foarte greu, dar e enervant. E enervant. Că de greu nu e. Adică pui o scară, dar e enervant că trebuie să stai să craftezi, nu ai voie să... Adică aș putea sar acum, puteam normal, dacă nu făceam challenge-ul, să sar și să iau gen și bucatea de lemn, dar nu. Și trebuie să stăm să culegem și scările înapoi. Pentru că da, și nu știu, hai să mergem undeva în deșert. Poate găsim și un village, ar fi super dacă am găsit un village. Deci o să fie un pic mai iurea pe apă și o să fie și un pic mai iurea. Opa, stai. Că... aici, presupun că am voie, adică nu sar. În not. Presupun că aș avea voie. Adică cu space-ul să... N-a sărit, n-am apăsat space. Nu știu, e animația. Nu, presupun că am voie să fac așa, că nu sar. Mă ridic la suprafață, adică nu se pune. Eu consider că nu se pune, acum voi decideți în comentarii dacă s-a pus sau nu, dar eu așa consider că nu se pune. Vedeți, aici deja nu mai sar, o să pun așa, mă apropii de blocuri. Ok, hai să tundem oaia. Câtă lână mi-a dat, mă? Unde-i lână? Două bucăți, nu, nu-mi place. Bun. Ok, urmărim oile, urmărim oile. Hai, uite, chiar am găsit un sat, pe bune? Poate găsim și piramida. Hai. Haide. Îți mulțumesc pentru lână. 3 bucăți. Nu este suficient că noi ne facem un pat. Și cam atâta vrem. Adică un pat. Bine, un pat și ce aș vrea eu? Aș vrea și o lopată. Mai multe bețe. Câte scări pot? 37. O să ducă foarte repede scările oricum.
Stați liniștiți că nu m-au zis că o să mă țină foarte mult aceste scări. După cum puteți vedea, nu am fugit sau ceva. Suntem pe normal și nu am fugit, deci bara de hunger încă este acolo. Încă este activă și o să ne punem să băgăm somn imediat. Din nou, îmi cer scuze pentru lătratul lui Biscu, dar n-am cum să mă duc să îl opresc. Adică, serios, n-am cum. Păi oprește-te, nu merge așa cu el. Nu, trebuie să-l ascultăm, dar sper că nu se aude atât de tare și că e ok. Opa, uite că am găsit și un pat în care să dormim. Dormim și am supraviețuit. Am supraviețuit teoretic, dar aș vrea să găsesc o și pâine. Mulțumesc, mulțumesc. Aș vrea să găsesc teoretic și o piramidă. Să vedem acolo dacă reușim să... Bine, reușim să ieșim din ei, clar, mă, ce șmecher arată vilgerește așa de deșert și satul ăsta de deșert e chiar șmecher. E șmecher realizat. Ia uite și o pisică. Două pisici, mă, ce șmecher e pisica aia portocalie. Vreau și eu una pe bărboși. Vreau și o pisică de aia portocalie pe bărboși. Chiar arată super șmecher, o să caut una. Sau habar n-am dacă o să găsesc, dar voi încerca să caut. Tu ce mai e, mă, câtă pâine are gușterul ăsta. Bine că mai sunt și... Băi, ce ați făcut acolo cu ușa aia? A scos-o din bala male nebunilor, care sunteți nebuni. Da. Bine, din nou, revenind la ideea pe care voiam să vă spun. Aș putea să iau gen baloția cu fân, dar nu, deoarece noi nu trebuie să supraviețuim gen foarte mult aici, trebuie doar să, adică am reușit să trec de noapte, deci... Da, am terminat, dar aș fi curios dacă găsesc și o piramidă. Și, da. Măi băieți, sper că vi s-a părut interesant challenge-ul. O să mă mai plimb puțin că poate găsesc o piramidă și fete, din nou și fete. Dar e vorba asta, băi băieți, da. Și, da, sper că vi s-a părut interesant challenge-ul. Dacă, din nou, aveți challenge-uri mai interesante, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii. Pentru că le voi alege pe cele mai interesante și voi face video cu ele. Aparent nu văd nicio piramidă, nu acolo e turnul de la sat. Și da, noi încheiem acest video aici, știu că are numai 12 minute, dar vă aștept astăzi cu un live stream. Cel mai probabil facem un live stream pe Minecraft ca bărboșii sau Minecraft modat. Nu știu, spuneți-mi voi când vedeți acest video pe ce vreți să fac live stream. Lăsați în comentarii o dată cu propunerile, ce ciudat a sunat. Probabil că n-am pronunțat eu cum trebuie prima oară. Deci lăsați în secțiunea de comentarii și propuneri și cu ce vreți să facem live stream, cu Minecraft modat sau Minecraft ca bărboșii sau ar fi al treilea joc, Metro Exodus, dacă îl știți, e ceva shooter, deci nu are treabă cu Minecraft-ul, e ultimul joc apărut și aș vrea să-l joc acum, dacă vreți voi, îl jucăm și pe live stream, dacă nu, nu. Bun, până data viitoare, eu am fost Arturo, nu uitați de like, subscribe și coment, o zi liberă, numai bine, baftă!